Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Miroase un pic ca bear market. Ăsta este un adevăr, da? Chiar dacă încă nu putem confirma că suntem 100% în bear market, miroase a bear market, se simte a bear market, oamenii nu mai sunt atât de optimiști, oamenii nu mai sunt atât de pozitivi. Și cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în acest moment este să nu te panichezi, bineînțeles, dar să încerci să înțelegi în ansamblu ce se întâmplă cu piața cripto, să vezi un pic cum arată lucrurile și să compari cu ce a fost în trecut. Da? Ăsta este primul lucru pe care eu l-aș face și o să-l fac acum. Și am să vă prezint graficul Bitcoin în paritate cu titerul USDT pe Binance pe o săptămână. Fiecare lumânare pe care o vedeți pe ecran, așa se numesc aceste chestii, lumânări, da? Înseamnă o săptămână. Aici este 2021, aici este tot 2021, anul în care am avut și bull market și început de bear market. Dacă ar fi să ne uităm puțin la ce se întâmplă aici, da? Am vedea o creștere parabolică, da? După care piața intră într-un range, da? Cât stă în range? Hai să măsurăm, să zicem că a intrat aici și stă 91 de zile, da? După care brusc pierde 20 moving average, valoarea medie pe 20 de săptămâni, coboară până la valoarea pe 50 de săptămâni, stă pe ea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 luni jumate, după care pleacă, sparge aici, confirmă că a spart și e final de bull market aici, da? În clipa de față, 20 moving average, știți că vă spuneam când piața tot urca, că la un moment dat ne întâlnim, este foarte aproape. 20 moving average este la 56.900. Acum, cam toată lumea care știe regula jocului pe frame-ul mari, da? Când ai corecție și nu-ți mai ține zona asta de suport, da? Te poți gândi la următoarea. Următoarea zonă de suport este la 44.000. Și asta e o zonă puternică de breakout, da? Acum, fără să vreau să menajez, fără să vreau să fiu, nu știu, nu e intenția mea să fiu rău, intenția mea este să fiu transparent și onest, da? Dacă pierdem acest suport, ne vom duce aici, da? Mai jos de aici, părerea mea este că nu cred că am putea coborâ. Care ar fi scenariul cel mai greu de acceptat în clipa de față de oameni este să începem un mini bear market, da? Pentru că în vara lui 2021, da? Noi am avut un bear market. Cum se calculează un bear market? Dacă piața are o corecție mai mare de 20% pe o perioadă mai mare de 2 luni de zile, adică 60 de zile, iar în 2021 noi am avut un mini bear market. Nu a durat cât durează un bear market obișnuit, cum suntem noi obișnuiți. Acum câteva zile vă spuneam că în maxim 10 zile este posibil să avem un rally, da? Adică o creștere, o încercare din nou să mergem spre all-time high. Tehnic, lucrul ăsta este posibil, pentru că pe daily, pe 3 zile, suntem jos, pe 12 ore, da? Deci tehnic, din grafice, este posibil. Ca și evenimente care urmează să se întâmple, este posibil. Avem lansarea Bitcoin ETN la London Stock Exchange, avem ETF-urile în Hong Kong și încă ceva, încă ceva. Unul din cei mai mari procesatori de plăți din lume, Stripe-ul, va reintroduce din nou plățile cu cripto. Da, ceea ce este huge, adică este un gigant, un colos, da? Pe de altă parte, să zicem narrativa toxică, avem decizia în cazul lui CZ și decizie în cazul XRP, care XRP-ul nu mai este un catalist, să zici că XRP-ul poate genera un bear market. Nu. Foarte multe proiecte sunt stoarse ca o lămâie, adică ce s-ar întâmpla într-un bear market prelungit acum? Ok, nu mai bine le închizi direct,
Adică nu văd sensul, sunt foarte multe proiecte, mai ales cele noi de anul ăsta, cum e Suiu, Seiu, Baevo, Portalul, Saga, foarte multe proiecte care au fost toarse ca o lămâie. Aici există o explicație, lucrul ăsta se întâmplă. Aș putea să vă arăt pe grafic Unisoap-ul, de exemplu, să înțelegeți un pic mecanismele cu proiectele noi. Dragilor, priviți Unisoap-ul, moneda celebrului exchange decentralizat UDI. Da? Ea a fost lansată în septembrie 2020, adică înainte să înceapă bull market-ul. Întâmplător. Da? AEVO, care este un proiect cu foarte multe lucruri similare, este lansat în bull market. Da? Ce face Uniswap-ul la lansare? Face o creștere sănătoasă, da? De 2158%. Da? După care intră în corecție, care e undeva până la 79% și durează 49 de zile. Deci după o creștere enormă, intră într-o corecție de 79% care durează 40 de zile, da? După care cred că se vede pe ecran că zice parabolic, adică corectează până la aproape, ce zic? Stați așa să măsor un pic. Deci corectează până la $1,8 de la 8,8, da? Deci enorm, sânge, fie frică, teamă. Se numește a scăpa de weak hands, da? Scap de cei care au luat airdrop, scap de cei care au fost în seed și au monedele libere, nu sunt lock sau nu sunt la vesting, nu au cliff, da? Sunt curentați toți. Se stă mai bine de o lună, da? Ca oamenii să-și piardă răbdarea, să-și piardă credința, să zică, nu mai are nicio șansă proiectul ăsta. Dar să știți că tehnica asta funcționează over and over and over again. Da? Ea poate fi repetată la nesfârșit, oamenii iau aceeași plasă la nesfârșit. Da? După care de la 1.8, ce credeți că face Uniswap-ul? Se duce parabolic până la $45. Da? Ei bine, asta se întâmplă acum cu foarte multe proiecte noi. Hai să vă mai dau un exemplu ca să nu vorbesc. Vorbim de proiecte noi, da? Portal. Se duce parabolic, da? Vedeți ceva asemănător cu Uniswap, cu ce v-a arătat mai înainte? Sigur că da. Deci se duce parabolic, este stors ca o lămâie, se scapă de toate mâinile reci, de toți care tremură, da? De ce să faci market making și să le cumperi unora care vor să-ți facă dump monedele scump? Nu, tati, le tragi în priză jucăria, îi curentezi, îi lași să sufere, după care urci, nu? Asta s-a întâmplat la Solana, asta se întâmplă la toate proiectele mari care au capitalizare, da? Mulți a zice, domne, dar e legal? Păi nu e vorba de legalitate. Lași piața. Nu mai pompezi bani tu, ca instituție, nu-ți mai cumperi monezie, nu mai faci wash trading. Da? Astea sunt lucruri care se întâmplă în piața cripto. Dragilor, este gata site-ul. O vară incendiară. Dragilor, evenimentul O vară incendiară va avea loc sâmbătă 25 mai după amiaza. Acum vă puteți rezerva locurile. Ce se întâmplă acum? Acolo, la acest eveniment online, da? Pentru că toată lumea va putea participa, va fi un eveniment privat, live pe YouTube, doar cei care au tichet pot să participe. Și avem așa, implicațiile fiscale ale criptomonedelor în România, actualizări în legislația cripto din România, care sunt cele mai sigure criptomonede, da? În perspectiva legislației MiCA, în perspectiva schimbărilor care au loc global. Evaluarea riscului unui bear market, identificarea și evitarea monedelor toxice. Ce se întâmplă dacă USDT sau alt stablecoin, da, din cele gigantice care sunt unul la unul cu dolarul, își pierd valoarea. Legea europeană MiCA, pericole și avertizări. Ce portofele cripto sunt sigure, da? Asta sunt câteva din topicurile pe care le vom discuta atunci, da? Și mai avem încă câteva.
crearea unui portofoliu curat și sigur, monedele stablecoins, reglementări și riscuri. Da? Deci, avem 10 subiecte extrem de interesante, da, pe care le vom discuta cu toții, dar ca să știm să fim ce trebuie atunci când va fi momentul. Vom avea pe canal cel puțin un avocat de calibru, da? Adică la acest eveniment. Nu este un eveniment, ce să zic, banal. Este ceva extrem, extrem de important, pentru că vă tot spun de o lună și ceva că urmează o vară foarte incendiară. Aveți direct cu portocaliu acolo, vedeți, cumpără un bilet acum, este un singur bilet, o singură formă, nu este ca la evenimentul din Dubai. Fiecare poate să intre de pe telefon, de pe calculator, de pe laptop, frumos, cu cafeaua, liniștit. Deci va fi ce trebuie. Așa că, dragilor, site-ul se numește drcrypto.vip. Același site ca la evenimentul de la Dubai. La fel ca la evenimentul de la Dubai, plătim taxe, este făcut pe firmă din România. Facem bine ca să fie bine. Vă doresc o zi minunată, toate cele bune!